Braconier a fost căutat timp de 5 ore pe râul Olt. Jandarmii aveau informații de la Agenția Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sibiu că un bărbat bracona regulat în acea zonă. Acesta a fost prins în timp ce acționa lângă localitatea Colun. Bărbatul avea asupra sa o cantitate de 15 kg de șalău, caras și plătică. Braconierul avea amenajat o adevărată tabără în pădurea de la marginea râului. Un adăpost, o barcă și 100 de metri de plasă monofilament. Acesta era arsenalul bărbatului de 33 de ani din Brașov, care pescuia într-o perioadă de prohibiție prin mijloace ilicite. Jandarmii l-au identificat și găsit pe bărbatul în vârstă de 33 de ani, pe numele căruia au fost întocmite actele premergătoare începerii urmăririi penale pentru săvârșirea faptei de pescuit prin mijloace interzise și în perioada de prohibiție. Totodată au fost ridicate în vederea confiscării mijloacele pe care acesta le-a folosit pentru săvârșirea faptei. Parchetul de pe lângă judecătoria Avrig a primit actele premergătoare începerii urmăririi penale în acest caz.